În prima confruntare de astăzi s-au întâlnit elevi de la Colegiul Național de Informatică Carmen Silva din Petroșani și elevi de la Liceul Teoretic Mircea Eliade din Lupeni. Învingători au ieșit elevii din Lupeni. Au fost un meci din sferturi între Liceul Teoretic Mircea Eliade din Lupeni și Colegiul Național de Informatică Carmen Silva din Petroșani, două licee care și anul trecut au ajuns în sferturi, chiar cei din Lupeni au ajuns până în finală. Cred că a fost un meci destul de strâns, însă pe final literatura și arta și sportul au făcut diferența. A fost o confruntare destul de grea, ne bucurăm că am câștigat și așteptăm să fie cât mai bine și în continuare. Ați mai participat până acum la acest concurs? Da, am mai participat și la ediția de anul trecut și suntem fericiți de cât am obținut și anul trecut și sperăm și anul ăsta per puțin tot atât. Dacă... V-ați pregătit îndelung pentru acest concurs? Da, consider că cultura generală o acumulezi din timp și trebuie foarte mult timp pentru a te pregăti să ai cel puțin bazele și dacă nu, să aprofundezi după aceea. Confruntarea a fost neașteptată. Din păcate, ne-am bazat pe cunoștințele acumulate în decursul timpului din partea profesorilor acumulate în urma participării noastre la concursuri naționale și internaționale. Le urăm succes colegilor noștri. Facem cinste VJ-ului și cu siguranță anul viitor vom fi în top. În a doua confruntare s-au întâlnit Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani și Colegiul Național Ice Brătianu Hațeg. De această dată, mai bine pregătiți s-au dovedit a fi elevii din Petroșani. Miercurea viitoare, în 20 aprilie, se vor întâlni Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva și Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni și Colegiul Național Decebal din Deva cu Colegiul Național Ice Brătianu Hațeg.